Bine ați revenit la mobilissimo.ro. Acesta este AllView P5 Mini și astăzi vă prezentăm review-ul său. V-am prezentat deja review-ul lui AllView P4, P4 Duo, P5, P6 Stony, e bine, este rândul lui P5 Mini. Acest telefon, varianta mini a lui P5, dacă vreți, costă doar 599 de lei, deci este un device cu preț accesibil. Nu este chiar un smartphone adevăratul sens al cuvântului, dar este un locuitor pentru cei cu buget limitat. El a fost lansat în luna noiembrie a lui 2012 și este un smartphone low-end, dacă vreți. Avem de-a face, ca de obicei, pentru modelele AllView, cu un device dual SIM, un device cu Android la bord și cu o diagonală ușor neobișnuită, 3,95 inch. Hai să aruncăm o privire asupra designului, întâi de toate. Pentru mine acest design este o combinație între HTC și Alcatel, dacă pot spune așa. Din start trebuie să spun că butoanele laterale sunt comode, butonul on-off și cele de volum. Este mare lucru ziua de azi, deoarece am întâlnit multe terminale, mai ales sub branding local, care nu au butoane comode. Deci, butoane comode, un design destul de butucănos și masiv, difuzorul în partea din spate, cameră fără blitz tot în spate, aici avem jack-ul audio și portul micro USB, cameră frontală aici, și earpiece-ul pentru convorbiri. Apoi avem, iată, cele trei butoane capacitive, Home, Menu și Back, ecranul despre care v-am spus. Și cam atât la capitolul porturi și sudături pe acest device. Dacă vreți dimensiuni, 11,2 mm în grosime pentru AllView P5 Mini, greutate 162,2 grame pentru acest telefon, o textură în genul cauciucului, în partea din spate, foarte fină, în același timp și aderentă. Telefonul stă bine în mâna utilizatorului, ajungeți foarte ușor cu degetul mare în orice zona a ecranului, slide foarte ușor pentru bara de notificări și utilizare destul de ușoară a terminalului. În rest, ce vă pot spune? What you see is what you get, în cazul lui AllView P5 Mini, adică primiți un pachet în valoare de 599 de lei, un smartphone lower end. S-a făcut comparația ale acestui device cu HTC Desire V ca design și dacă mă întrebați pe mine, partea din spate, mai ales camera, aceasta aduce ca design ușor cu HTC One X, cu acest inel în jurul camerei. Hai să aflăm și dotările hardware ale acestui device. Ecranul, un display TFT LCD, diagonală de 3,95 inch, rezoluție 480x320 de pixel, densitate 160 dpi, protecție Gorilla Glass, iar ca procesor avem la interiorul acestui device un Cortex A9 de 1 GHz, un single core. Este vorba despre un chipset MediaTek MT6575 cu GPU PowerVR SGX 531. Acum vom închide telefonul pentru a vă prezenta ce se ascunde sub carcasa sa. Ca RAM avem 512 MB, memorie internă avem 4 GB, din care 2 GB accesibil utilizatorului. Apoi avem la dispoziție și un slot microSD cu suport pentru până la 32 de GB de stocare în plus. La capitolul conectivitate beneficiem de Wi-Fi, ZLNA, Bluetooth 3.0 și micro USB. În spate avem cameră de 3,2 MP. Observați, nu avem nicio lentilă la senzorul camerei, lentila pare a fi integrată în carcasă, un aspect interesant. Ok, continuăm listele dotării, avem Wi-Fi, DLNA, Bluetooth 3.0, micro USB, cameră 3,2 MP, cameră frontală de 0,3 MP, apoi GPS, radio FM cu RDS și amplificator audio Yamaha. Iată și bateria de 1700 mAh, dimensiune mare pentru baterie, dar cu motiv bun, aflați mai încolo, cele două sloturi SIM, slotul micro SD și hai să punem bateria la loc să continuăm cu dotările. AllView P5 Mini suportă conectivitate HSDPA, viteză de până la 7,2 Mbps, avem și un G-Sensor, senzor de proximitate și senzor de luminozitate, iar bateria pe care ați văzut-o mai devreme oferă pe hârtie 240 de ore de funcționare standby sau 300 de minute de convorbiri. Ei bine, la testele noastre de baterie am înregistrat o surpriză plăcută. O zi și jumătate de funcționare cu bateria acestui device sau 5 ore de playback video continuu. Deci o surpriză plăcută, bateria lui AllView P5 Mini, până acum toate bune și frumoase. Hai să testăm acum și capacitatea audio a acestui device. Așteptăm întâi să pornească. Vom folosi SoundCloud pentru a evita problemele de copyright și banările din partea celor de la YouTube.
Încă o dată, iată difuzorul în spatele device-ului. Căștile sunt cele obișnuite pentru terminalele AllView. Nu s-a schimbat mare lucru față de ce știați deja. Aceleași căști, același design, asta nu e ceva rău. Căștile sunt de calitate, stau bine în ureche și au volumul foarte bun. După cum am spus, folosim SoundCloud. Această aplicație este accesată imediat după butarea telefonului, deci e posibil să mai dureze ceva până e scanată stocarea, până își revine telefonul, se mai întâmplă astfel de lucruri. Avem un procesor single core la bord, la urma urmei, doar 512 MB de RAM. Și hai să intrăm în SoundCloud să ascultăm o melodie care sperăm să nu încarce copyright-ul prea rău. Hai să căutăm un artist. Apropo, aș arăta tastatura virtuală pe acest model, destul de comodă. Să efectuăm și o scanare din partea lui Bitdefender, cred că acesta a fost motivul lag-ului, scanarea de la Bitdefender care vine la pachet cu telefonul. Și hai să căutăm un artist pe care îl cunoaștem personal și care nu permite încălcarea unui copyright. Iată, am găsit și ascultăm o melodie pentru a pune în evidență difuzorul din spate. Cam atât cu playback-ul audio, trebuie să remarc că volumul este destul de bun și melodiile care au și voce, vocea se aude bine, dar la volum maxim apare o distorsionare și apar vibrațiile carcasei în partea din spate a terminalului. Concluzia este că vocea se aude bine, volumul este bun, căștile sunt bune, avem amplificator audio Yamaha, dar probleme cu distorsionările la volum maxim. Hai să trecem și la aspectul video. Încă o dată probleme cu copyright-ul, de aceea vă prezentăm pur și simplu ceva ce am filmat noi cu telefonul pentru a vă da seama cum se comportă device-ul la capitolul playback video. Suntem acum cam la o pătrime din luminozitatea maximă posibilă pe acest ecran, deci vă dați seama ce luminozitate are. Iată, unghiurile de vizualizare nu sunt chiar strălucite și nici rezoluția nu pot să spun că ajută prea tare. 480 cu 320 de pixeli. Măcar luminozitatea ecranului este bună. Este suportat playback maxim la 854x480, 30fps. Și doar luminozitatea este un avantaj aici. Parcă imaginea este ușor spălăcită la playback-ul video, asta pot să-ți spun. Și în rest, ce pot să spun este că ați observat, culorile erau destul de vii, luminozitatea ok, doar că avem culori spălăcite și unghiuri nu prea generoase de vizualizare. În ce privește camera, hai să accesăm aplicația pentru cameră. Este o cameră de doar 3,2 megapixeli. Iată interfața sa, cea personalizată de către cei de la AllView. Din câte se vede, nu avem touch focus, nu avem nici blitz. Iată opțiunile camerei, setările pentru rezoluție, 3 megapixeli, stocarea locației, self timer, modul scenă și expunere. Plus, evident, zoom-ul. Plus captura video. Captura video, iată, care merge până la, hai să vedem rezoluția maximă, 864x480, se pare, adică 480p, microfon on sau off, modul scenă și expunere. Cam acestea ar fi opțiunile. Măcar interfața camerei se mișcă bine, nu observ o urmă de lag. Și acum hai să vedem și niște mostre. Pentru asta vom accesa galeria. Și să vedem fotografii, am văzut deja un clip. Nu vă așteptați la cine știe ce. Încă o dată, cameră de 3 megapixeli, deci pretențiile nu sunt mari. Ca de obicei, fotografiile făcute de aproape arată bine. Lipsa blitzului se simte, deci nici urmă de poze noaptea sau undeva unde nu este lumină bună.
Pozele, ca și playback-ul video de mai devreme, sunt ușor spălăcite. Este parcă un strat de arbă în plus. Evident, pe ecranul telefonului se văd destul de bine, dar odată descărcate pe PC, veți vedea mult noise, un strat alb care apare asupra fotografiilor și lipsa de blitz, încă o dată, cu probleme. Per total, performanțe rezonabile pentru acest preț, la urma urmei, noi avem pretenții foarte mari de la o cameră de 3 megapixeli. Cam atât despre cameră, cam atât despre multimedia, hai să vedem cum stăm la capitolul performanță, pentru asta avem screenshot-uri, avem comparații de benchmark-uri, l-am comparat pe AllView P5 Mini cu AllView P5, HTC Desire C și AllView P4. Motivele, P4 și Desire C sunt single core-uri, mai low-end, iar P5 este predecesorul acestui model, o fie el dual core, dar este totuși P5 față de P5 Mini. Începem cu Quadrant, unde am scos destul de bine, 2703 puncte față de 2585 al lui AllView P5, 1331 pe HTC Desire C sau 2344 pe AllView P4. Iată și AnTuTu, unde a scos 5900, am depășit P5 care a scos 5600, depășit HTC Desire C care a scos 2100 și AllView P4 care a scos 3900. Evident, deci spune cuvântul rezoluția scăzută a device-ului, care nu solicită prea rău procesorul. În Velamo am obținut 1132 de puncte față de 1158 pe P5, 537 pe HTC Desire C și 1215 pe AllView P4. Apoi vine evident și testul de browser, iată în Browser Mark avem 1173 de puncte, ceea ce este de 4 ori mai puțin decât scoate cel mai bun device Android testat în Browser Mark, deci browserul e de 4 ori mai lent, dacă vreți, sau de 4 ori mai puțin performant. Iar în SunSpider 2229 de puncte, asta înseamnă că cu cât e punctajul mai mare, cu atât e mai rău. E bine, pe iPhone 5 am scos 900 de puncte, iar aici 2200, vă dați seama de comparație. Aflați și că în Nena Mark 2, deși nu vedeți aici, am scos 33,6 frame-uri pe secundă față de 23 de frame-uri pe secundă cât scotea AllView P5. Încă o dată, aportul și meritul este al ecranului cu rezoluție scăzută, care nu pune la grea încercare procesorul de pe acest device. Trecând la sistemul de operare, știți probabil deja că avem de-a face cu Android Ice Cream Sandwich în versiunea Android 4.0.4. Și hai să aruncăm o privire și asupra web browserului. Iată tastatura virtuală încă o dată. Hai să intrăm pe mobilissimo.ro. S-a încărcat relativ rapid. Trebuie să dăm și un pinch to zoom pentru a vedea textul. Iată, s-a încărcat site-ul full. Pinch to zoom pentru a putea înțelege textul de pe ecran. Hai să întoarcem și în landscape. Încă o dată, luminozitatea este cam la o pătrime din potențialul maxim. Deci vă dați seama ce luminozitate bună are acest device. Iată, cam așa se vede textul pe ecranul său. Scrollingul foarte lin de altfel, fără probleme și atât vertical cât și orizontal. Alternarea între taburi, din nou, fără probleme. Deci o experiență de browsing chiar ok, în ciuda benchmark-urilor de mai devreme de pe acest device. Și pentru că acesta este un telefon la urma urmei, hai să vedem și dialerul său. Iată și aceasta este și lista de contacte. Și cam asta e interfața pe care o știți deja de la AllView. Evident, avem ca de obicei acces la Google Play Store, de unde ne luăm aplicațiile. Menționăm acest aspect deoarece există modele mai ieftine Android, sau mai bine zis existau, care nu oferau acces la Play Store, dar în ziua de azi nu mai există asemenea probleme. Evident, pe lângă Play Store accesăm și Google Maps și Gmail. Gmail are o mică problemă, în ideea că nu se încarcă mereu, nu se sincronizează mereu până la capăt. L-am lăsat minute bune și pur și simplu pare a nu vrea să funcționeze, să se sincronizeze. Știți deja tradiționala problemă cu aplicația YouTube pe multe terminale AllView, e bine, acum e o problemă și cu Gmail, se pare. Probabil cu un update se rezolvă imediat. În schimb, Maps merge chiar foarte bine, având în vedere dotările telefonului, adică un single core, un ecran cu o rezoluție destul de mică. Iată harta Bucureștiului, dăm zoom in. Schimbăm și orientarea.
Dacă vrem, putem să căutăm chiar și puncte de interes, iată cafenele. Și iată că am găsit și un Starbucks. Cam asta e experiența Google Maps pe acest telefon. Evident, puteți să și socializați folosind device-ul. Am instalat Facebook și Twitter, aplicațiile standard. Ca de obicei, Facebook provoacă ceva probleme. Chiar și cu ultimele update-uri nu este chiar funcționare excelentă. Iată stream-ul principal de statusuri și poze pe care le postează contactele mele. Odată ce s-au încărcat aceste informații din stream, se va mișca o idee mai bine aplicația. Și rețineți, în acest moment luminozitatea ecranului este cam la o pătrime și tot este foarte luminos. Iată și secțiunea de opțiuni a aplicației Facebook. După cum am spus, după încărcarea inițială începe să se miște decent. Apoi vine aplicația Twitter, tot pentru socializare, contul meu și stream-ul de statusuri și tweet-uri ale celor cunoscuți. Cam atât cu socializarea. La pachet cu acest telefon primim, după cum ne-am obișnuit deja, aplicația Bitdefender Mobile Security. Iată, puteți să faceți o scanare de malware, să activați funcția anti-theft, web security sau un event viewer. Cam acesta a fost Bitdefender Mobile Security. Și în afară de asta, vă arăt și zona de notificări. Iată deja, aici sunt notificările, un mic shortcut către setări, chiar aici. Iar sus niște slidere și butoane pentru conectivitate, luminozitate, timeout, autorotire, airplane mode sau profilul de funcționare pentru acest telefon. Rețineți, o personalizare din partea AllView, nu mai trebuie neapărat să faceți swipe de sus în jos, trebuie să faceți swipe cam oriunde pe ecran și declanșați zona de notificări. În rest, iată cum arată și multitasking-ul. Și pe acesta îl știți deja. Pe un telefon cu resurse atât de limitate, e bine să folosim din când în când și multitasking-ul pentru a ne pune la punct cu performanțele. Alte aplicații la pachet cu telefonul, hai să vedem. Primim și Office Suite, dacă vreți să vizualizați documentele. Iată, fișiere recente, documente, fișiere de pe cardul SD, vedeți documente de tip Office. Și rețineți, primiți la pachet și câteva joculețe drăguțe, precum acest Shark Dash, Little Big City, și AllView promite și un download gratuit pentru Asphalt 6. Deci pentru nostalgici este binevenit acest lucru. Cam atât despre acest telefon, evident, nu o să pot să mă abțin din a vă arăta și zona Dual SIM, iată Dual SIM setting, avem o cartelă Digimobil și una Vodafone, putem să personalizăm numele SIM-ului, putem să personalizăm numărul de telefon, culoarea de fundal pentru fiecare SIM și alte câteva opțiuni pentru apelare vocală, video call, să alegem SIM-ul pe care le efectuăm sau conexiunea de date. Cam atât despre acest telefon, AllView P5 Mini, este timpul pentru concluzii. E bine, aspectele pro și contra. În primul rând trebuie să menționez aspecte pro. În acest capitol găsim prețul, care este destul de rezonabil pentru acest device. Apoi designul solid. Iată, încă o dată, design rezistent, aderență bună, stă bine mâna utilizatorului. Apoi luminozitatea foarte mare a ecranului, atât de mare încât imaginea devine aproape spălăcită uneori. Apoi volumul audio, foarte bun, calitatea convorbirilor este ok. Avem jocuri și aplicații la pachet. Și cam atât. La aspecte pro, evident, un mare avantaj este și bateria device-ului, care v-am spus că a fost o surpriză plăcută. Am prins o zi jumătate de funcționare pe AllView P5 Mini. Aspecte negative, camera, fie aia și de 3 megapixeli, fie aia și fără blitz, sunt sigur că se putea un pic mai bine. Apoi unghiurile de vizualizare ale ecranului, apoi rezoluția ecranului, faptul că telefonul este ușor butucănos, apoi faptul că fotografiile sunt spălăcite și imaginea tinde să fie și ea spălăcită uneori. Cam atât despre AllView P5 Mini. E bine, hai să dăm și nota. Nota 8,5 la design, nota 7 la hardware și nota 8 la sistemul de operare și interfață, pentru un total de 7,83 pentru acest telefon primit în teste de la AllView, AllView P5 Mini. El rămâne totuși o achiziție interesantă la un asemenea preț. Și vă recomand să aruncați o privire dacă vreți un telefon mai ieftin, single core și cu un Android destul de bun. Cam atât despre P5 Mini de la mobilisimo.ro. La revedere!